Premierul irachian a ordonat joi expulzarea ambasadorului suedez din Irak și retragerea însărcinatului irachian cu afaceri din Suedia, motivând că gestul în care un bărbat a profanat o copie a Coranului la Stockholm cu permisiunea autorităților suedeze este un gest inacceptabil. Decizia diplomatică a survenit la câteva ore după ce protestatarii supărați de arderea cărții sfinte islamice au luat joi cu asalt ambasada Suediei din Bagdad, intrând în complex și dând foc unei părți a ambasadei. Focul a fost stins la scurt timp. În urma incidentului, ambasada Suediei a anunțat că accesul a fost închis vizitatorilor, fără a preciza când se va redeschide. Ministerul suedez de externe a declarat într-un comunicat de presă că personalul său este în siguranță. Amintim că acum 3 săptămâni un bărbat de origine irachiană a organizat un protest la Stockholm în care a profanat un Coran ștergându-se cu el pe picioare după ce lunsese cu untură de porc. Protestatarul, identificat de presa suedeză drept Salvan Momika, a mai călcat și a lovit un steag irachian și fotografii ale lui Sadr și ale liderului suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei. Oficialul Uniunii Europene care supraveghează ajutorul acordat autorității palestiniene și-a exprimat sprijinul pentru condiționarea eliberării de fonduri de către eliminarea instigării și antisemitismului din manualele școlare. Comentariile urmează celor două rezoluții ale Parlamentului European de săptămâna trecută care cer, cităm, ștergerea tuturor referințelor antisemite și eliminarea exemplelor care incită la ură și violență din manualele palestiniene și solicită înghețarea finanțării. Oliver Valhely, comisarul european pentru vecinătate și extindere, a criticat deschis incitarea la ură a elevilor din teritoriile palestiniene, precizând că numărul mare de adolescenți implicați în recentele atacuri teroriste din Israel au o legătură directă cu modul în care educația este făcută împotriva populației israeliene. Școlile din autoritatea palestiniană sunt în vacanță, dar se pregătesc pentru noul an școlar. De mai mulți ani, diferite organizații care urmăresc pacea în Israel au atras atenția că manualele școlare sponsorizate de Uniunea Europeană incită copiii palestinieni la violență, dar până anul acesta semnalele lor de alarmă au fost ignorate de politicienii europeni. Se pare că America este deja conștientă că e în urma Chinei când vine vorba despre folosirea inteligenței artificiale în domeniul militar. La începutul săptămânii, experții americani au făcut declarații în fața Comitetului pentru Serviciile Militare ale Camerei despre capacitățile și cele mai bune practici ale inteligenței artificiale în utilizarea mașinilor pentru a salva viețile soldaților. Alex Wong, fondatorul și directorul Scale AI, a informat membrii Comisiei și Pentagonul că, cităm, China investește întreaga putere a industriei sale în inteligența artificială. Anul acesta sunt pe cale să cheltuiască aproximativ de 3 ori mai mult decât guvernul SUA pentru inteligența artificială. El crede că SUA sunt deja în urma Chinei în cursa inteligenței artificiale. Biroul pentru inteligență artificială al armatei americane este un departament relativ nou al apărării. Poziția Americii este tot mai contestată la nivel mondial din punct de vedere economic, politic și militar. Războiul din Ucraina nu a respectat previziunile occidentale care preziceau o umilire a Rusiei. China este tot mai activă și persuasivă, iar summitul BRICS din luna august se anunță a fi un succes. Valul de căldură Caron, care afectează toată Europa de Sud, a agravat incendiile care au loc de obicei în această perioadă a anului pe continent. Unul dintre ele este incendiul de pădure care afectează încă de sâmbătă insula spaniolă La Palma. Conform unităților de pompieri, situația s-a îmbunătățit. Totuși, incendiile sunt încă active în Parcul Național Caldera de Taburiente, o zonă cu acces dificil. Suprafața afectată este estimată la aproximativ 3.500 de hectare. 4.000 de locuitori au fost forțați să-și evacueze casele, deși majoritatea au primit permisiunea să se întoarcă la casele lor după stingerea incendiilor. Printre familiile evacuate s-au numărat mai mulți membri ai Bisericii Baptiste La Palma din Tiarafe. Pastorul Josue Santana a declarat pentru Actualidad Evangelica că, cităm, există o tristețe enormă, dar am deschis facilitățile bisericii noastre pentru a aduce mângâiere celor care au nevoie de un acoperiș, dar și pentru a fi la dispoziția celor care lucrează și depun eforturi uriașe pentru stingerea incendiilor, pentru că sediul nostru se află pe drumul care duce către unul dintre punctele majore ale incendiului, încheia citatul.